Bun găsit tuturor! Iată, ne reîntâlnim în ziua în care ne despărțim de Răzvan Ciobanu. Astăzi este joi, este ziua în care Răzvan Ciobanu a fost înmormântat și mulți prieteni au fost de față, oameni care au ținut la el, oameni care au fost în preajma lui în ultima vreme, oameni care au crezut în Răzvan Ciobanu. Răzvan Ciobanu, un talent absolut extraordinar despre care am vorbit într-un film recent, pe de altă parte însă și un om care parcă a atras pe lângă el violența. Căutam în arhivele dosarelor VIP și descopeream că în 2004 Răzvan Ciobanu avea din nou să ajungă la spital în urma unei acțiuni extrem de violente. Un hoț a încercat să-l jefuiască în timp ce intra în mașină, a încercat să-i sustragă portofelul și lucrurile pe care le avea. Răzvan s-a opus, e adevărat că pe vremea aceea era mai corpulent, a fost mai greu de mișcat, numai că hoțul a reușit să-l lovească de două ori cu portiera, i-a umplut fața de sânge și Răzvan a ajuns la spital. Pe de altă parte, a avut grijă ca pentru o perioadă să fie foarte atent cu ce se întâmplă în jurul lui. Despre hoți și despre jaf s-a vorbit, apropo de Răzvan Ciobanu, și acum ceva vreme, când din nou fusese prada hoților la showroom-ul lui. Pe de altă parte însă, Răzvan a șocat lumea cu un an înainte de dispariția lui, când a venit în public și a arătat semnele cumplite ale unei agresiuni fizice incredibile pe care iubitul lui, Marius, despre care acum lumea știe mai multe, a fost supus în urma unui semn de gelozie. Și cu această ocazie, Răzvan a făcut turul televiziunilor explicând unde duce iubirea pătimașă, dar care nu are neapărat legătură cu comunitatea LGBT. În orice caz însă, trebuie să spunem că încă din 1993 în media a apărut ideea că întotdeauna comunitatea LGBT iubește-o cu o pasiune absolut devoratoare. Când s-a vehiculat pentru prima oară acest subiect? Ei bine, pentru prima oară în România s-a vorbit despre acest subiect pe 30 noiembrie 1993, când marele artist, creatorul grupului Song, Ioan Lucian Mihalea, era găsit în casa lui, decedat, în urma unei morți extrem de violente. Fusese strâns de gât cu ajutorul unor cabluri, unul de telefon fix, a existat telefon fix pe lumea asta, concentrați-vă, și cu cablul unui casetofon, și casetofon a existat pe lumea aceasta, și fuseseră mai multe lovituri pe care le primise, omul era efectiv ciuruit, martelat de către doi oameni. Acești doi oameni, în momentul în care niște băieți care lucraseră la Metrorex au venit și au depus mărturie că totul s-a întâmplat în urma faptului că Ioan Lucian Mihalea ar fi fost cel care i-a îndrumat către drumul iubirii cu același sex. Pe de altă parte, soția lui Ioan Lucian Mihalea a dezmințit până la sfârșit faptul că Ioan Lucian Mihalea ar fi fost un bărbat care să iubească pe cei de același sex cu el. În orice caz însă, acea crimă a fost limpede pentru cei care au căutat urma jafului și iată, într-adevăr, jaful a fost motivul pentru care Ioan Lucian Mihalea a fost omorât, pentru că la unul dintre cei doi, pe unul chema Gavrilă și pe celălalt îl chema Păun, s-au găsit geaca lui Ioan Lucian Mihalea și alte lucruri din casa lui. Amprentele lor, după cum povestea Tudorel Butoi, au fost găsite pe neonul de la intrarea în casă, pentru că ei stinseseră neonul astfel încât să poată să acționeze în apartamentul lui Ioan Lucian Mihalea fără să fie prea multă lumină și să acționeze mai leste. Încă de atunci au apărut fake news-uri, pentru că sunt foarte multe fake news-uri care au circulat și în legătură cu Răzvan Ciobanu. Pentru că unul dintre marii artiști ai României, al cărui nume nu-l voi dezvălui pentru că nu dorește să fie în continuare asociat cu acest subiect și este dreptul lui, a fost acuzat că el ar fi fost omul care l-ar fi omorât pe Ioan Lucian Mihalea. Lucru a aruncat de un post de radio absolut celebru, care și astăzi există și pe care de asemenea nu-l voi nominaliza, ceea ce a fost o minciună de foarte mari proporții, care a durat vreo două zile, care a fost preluată de vreo două, trei cotidiane. În orice caz, presa a presat atunci, presa chiar a presat, extraordinar, încercând să afle mai multe despre acest subiect. Era o crimă
prima mare crimă cu o celebritate în România și surpriza și curiozitatea era absolut fantastică. Era pe vremea când evenimentul zilei era cel mai important ziar din România, erau sute de mii de exemplare, televiziunea intra mai puțin în acest joc. E bine, nu putem să facem o paralelă între ceea ce s-a întâmplat cu Ioan Lucian Mihalea și Răzvan Ciobanu, pentru că Ioan Lucian Mihalea era un om care avea o viață ordonată, care a fost așezat. Răzvan în ultima vreme, după cum s-a văzut, a avut o viață extrem de dezordonată. El a trecut, din păcate, în ultimii ani, dintr-o criză în alta. El povestea că au fost 6 ani foarte grei. Povestea șoferul lui că au avut ani extrem de grei. Pentru că Răzvan Ciobanu, după cum am mai povestit și în filmul trecut, a fost un talent care nu a stat în legătură cu un om care să știe să folosească talentul lui pentru a crea în spate un business de mari dimensiuni, așa cum de altfel s-a întâmplat cu alte mari talente din zona de modă, care au avut întotdeauna niște executivi în spate cu ajutorul cărora au făcut bani. Pentru că, iată, în circumstanțe triste, a plecat Alexander McQueen, au plecat și alți oameni celebri din muzică, pentru că, într-adevăr, de la un anumit moment nu și-au mai găsit rostul în viață. Poate că într-o asemenea criză existențială se afla și Răzvan Ciobanu și motivul este că el nu se mai regăsea în acea seară, nu știa ce să mai facă, a luat niște chei ale omului cu care plecase la drum către mare și faptul că a intrat cu 127 de kilometri la oră în acei copaci de lângă Săcele arată că el avea cu siguranță pe șosea o viteză mult, mult mai mare. Nu putem să știm exact și ce efecte aveau substanțele pe care el le consumase în mentalul și în modul în care el vedea în acel moment lucrurile. Era într-un moment din nou de rătăcire, un moment de rătăcire mare, nu avea telefonul plătit. A fost un moment extrem de dur pentru Răzvan și toți cei care caută acum altceva decât depresia vor avea cu siguranță de urmărit, dar în esență totul a plecat de la marea tristețe a lui Răzvan și faptul că se afunda din nou într-o criză așa cum mai fusese, dar de fiecare dată știuse să iasă într-un fel sau altul. Și avea o oboseală absolut extraordinară, pentru că și-ar fi dorit ca lucrurile să se rezolve. Nu sinuciderea era calea prin care putea rezolva, iar el nu era omul care să fie avut un motiv foarte clar sau să fie într-un cerc anume astfel încât să se ajungă la crimă. Prin urmare, iată, avem de-a face cu două momente extrem de violente în istoria mondenă românească și, din păcate, deși, după cum vă aduceți aminte, sau dacă nu vă aduceți aminte, puteți să citiți cât vârtej de acuzații a fost și în jurul lui Ioan Lucian Mihalea și câți oameni s-au spus că au făcut la un anumit ordin pentru că era vreo răzbunare, pentru că era vorba de iubire. Tudorel Butoi povestea că la un moment dat un om care era, ar fi trebuit să întâlnească cu cei trei, a fost căutat pentru multă, multă vreme și considerat a fi vinovat și el nu a fost vinovat. Prin urmare, adevărul iese întotdeauna la iveală, deși poate că este mai puțin tentant pentru autorii de teorii ale conspirației. Răzvan Ciobanu rămâne cu legenda unor ținute și a unor prezentări absolut minunate. Că i-a fost greu în viață, că a fost acuzat de diverse lucruri, că nu a știut să-și managerieze viața cum trebuie, că a căzut patimă drogurilor, că a căzut patimă diverselor tentații pe care le-a avut, într-adevăr, a fost așa, dar toți cei care aveți de gând să mai dați comentarii absolut cumplite și intolerante, gândiți-vă că fiecare dintre noi, poate la un moment dat, în momentul în care era jos, a făcut lucruri care nu trebuiau făcute. Înainte să-i judecați pe alții, judecați-vă în primul rând pe voi. Toate bune! Să te odihnești în pace, Răzvan!